Vă dorim la mulți ani, încă o dată. V-am colindat așa cum am putut, cum ne-am priceput. O dată pe an avem acest lucru în ziua de Sfântul Crăciun, pentru care trebuie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am pregătit să ajungem și să ne bucurăm în această sfântă și mare zi, după ce a trecut postul special pentru nașterea Domnului, post ușor de bucurie, care ne-am dus zilele așa cum am putut sau cum am știut noi mai bine, în acord cu ceea ce înseamnă Sfântul Post. Astăzi este moment de bucurie. Chiar dacă vremea vară este închisă, în sufletele noastre trebuie să fie bucurie, pentru că s-a născut Hristos Domnul, adică s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu pentru noi oameni. Noi care, mereu spunem, dar acum aș mai vrea să spun, nu merităm absolut nimic. Atâta răutate și viclenie este în lume cât nu merităm, dar asta este decizia lui Dumnezeu, care din iubirea lui de oameni l-a trimis pe Fiul Său, așa cum suntem noi oamenii răi și păcătoși, l-a trimis ca să ne dea posibilitatea să ne mântuim, să ne cheme din nou la El, în împărăția Lui, acolo unde l-a așezat pe Adam la cer. Cu această ocazie a Sfintei Mari Zi de Crăciun, încă o dată, noi toți care v-am colindat și am primit în dar aplauzele dumneavoastră, vă dorim din toată inima să petreceți cu pace, cu liniște, cu multă bucurie în familiile dumneavoastră această Sfântă și Mare Zi, cu credință, cu nădejde, că Dumnezeu va fi alături de noi, dacă și noi vom fi alături de El, cu nădejdea că poate din zile mai bune și cu nădejdea mai ales de mântuire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, încă o dată să vă bucurați cu familiile dumneavoastră, dar și cu decență. Avem dezlegare la toate începând de astăzi, până pe 5 ianuarie, când este ajunul Bobotezei și pică duminica, dar este zi de post, să fim cu băgare de seamă. Chiar dacă e duminica, ajunul Bobotezei, este zi de post, dar nu este post aspru, are dezlegare la ulei, este un post ușor, dar nu cu pește, nu cu nimic altceva. Pentru că urmează ziua mare după aceea de Bobotează, dar până atunci, să nu mai domnim de Bobotează, doar vreau să vă spun că este dezlegare la toate. Dar atenție, să fie cu dreaptă socoteală, cu măsură și cu decență. Adică, cu decență m-aș referi mai ales la paharele de vin. Nașterea Domnului nu este ziua mucenicilor. La mucenici se spune că sunt 40 de pahare de vin, dar asta este o spusă românească, nu are legătură cu tradiția sfântă și cu adevărul sfânt dumnezeiesc. Deci, cu decență. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă ajute și așteptăm să ne vedem la anul, de anul nou, peste o săptămână, la ora 10, la Sfânta Liturghie, când vom face și pe de un de anul nou, cu venirea numelor dumneavoastră, ca mulțumire lui Dumnezeu pentru anul care s-a încheiat. Bunul Dumnezeu să vă ajute la bun și fericit și mult ani!